Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Maramedia. La sediul ISU Maramureș a avut loc astăzi semnarea unui protocol de colaborare între Rotaract Team Baia Mare și Inspectorat. Acest protocol are ca scop conștientizarea importanței donării de sânge și promovarea proiectului Donează Sânge, Salvează Veți. Ca întotdeauna, pompierii maramureșeni au răspuns prezent și vor să continue să doneze sânge și să fie alături de semnilor aflați la nevoie. Despre acest protocol de colaborare discutăm astăzi cu președintele Rotaract Team Baia Mare, Evelin Kushner. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune astăzi. Eu vă mulțumesc. Să ne spui concret cum a început colaborarea cu pompierii maramureșeni, cu salvatorii maramureșenilor. Sigur, acești oameni sunt absolut incredibili pentru că ne-au bucurat astăzi cu răspunsul oficial de a face parte și ei din această campanie, campania noastră care se numește Donează Sânge, Salvează Vieți. A început de la dorința noastră de a conștientiza în rândul populației nevoia donării de sânge, așa cum ai spus și tu, pentru că noi avem această campanie de SSV, să zicem așa, Donează Sânge, Salvează Vieți, de aproximativ 4 ani și anul acesta ne-am mobilizat și am ajuns la concluzia că este necesar să facem protocoale de colaborare cu diferite instituții importante din Maramureș, chiar și din țară, pentru a ne ajuta în viziunea noastră, să ne ducem la capăt toate demersurile. Este un prim protocol pe care l-ați semnat astăzi sau mai aveți astfel de protocoale încheiate? Acesta este al doilea protocol. Am finalizat și semnat un protocol cu instituția prefectului. Domnul prefect a fost deosebit de încântat de ideile noastre și se alătură cu tot ce poate campaniei noastre. La fel și prin ISU și prin pompieri și inclusiv mai ales de fapt prin domnul inspector șef colonel. Sunt convinsă că avem șanse reale să ajungem cu mesajul cât mai departe. Ce discuții ați purtat astăzi la sediul ISU Maramureș? Astăzi s-au purtat numeroase discuții. A fost o discuție plăcută pentru că au fost invitați mai mulți coloneli din diferite zone ale Maramureșului și s-a discutat importanța donării, practic, și cât de des este bine să mergi la donat de sânge. Cam care este procentajul oamenilor care donează sânge, care în prezent în România, din păcate, se află sub 2%. Și s-a discutat inclusiv despre autovehiculul care ar trebui să meargă prin Maramureș la donare de sânge, practic centrul mobil. Și am avut diverse discuții legate de cum pot ei să ne ajute mai departe în campania noastră. Și cum ar putea ei să vă ajute? În primul și în primul rând să meargă la donat, dar acest lucru evident îl fac deja, pentru că sunt oameni foarte conștiincioși și care în general evident îi ajută pe alții și atunci oarecum au obiceiul acesta în sânge, îl au prin educație, îl au prin formare și oricum fac multe, multe demersuri între ajutorare. Iar pe lângă asta chiar discutam că ar fi indicat și foarte frumos dacă am putea merge împreună la un moment dat prin școli, pe la clase la 11 și la 12, să povestim despre importanța donării de sânge, inclusiv cu ei, pentru că așa și ei ar putea să-și lege niște discuții, o abordare specifică legată de primul ajutor, de exemplu. Intenționați să încheiați protocoale și cu alte instituții publice din județ? Da, sigur. Chiar astăzi am fost la o discuție cu domnul inspector șef al jandarmeriei. O discuție care a decurs foarte bine și suntem încrezători că și cu ei vom semna un protocol de colaborare. Cum se vor desfășura acțiunile sau va exista o zi anume în care veți merge toți să donați sânge sau ce prevede acest protocol? Exact. Protocolul în sine prevede practic promovarea campaniei Donează Sânge, Salvează Vieți și pe lângă promovare, efectiv participarea la această campanie. Bineînțeles, noi când am inițiat această campanie ne-am dus din echipă, ne-am dus toți voluntarii, toți membrii Rotaract Team, ne-am dus la donat, pentru că credem cu tărie în puterea exemplului. Astăzi, ajungând aici, după două protocoale semnate, atât cu prefectura cât și cu ISU,
ne-am dat seama că ar fi o idee foarte, foarte bună de a face o zi specială, o dată la 3-4 luni, când este indicat și să se doneze sânge, să se strângă anumiți oameni care fac parte din aceste instituții și să meargă împreună la donat. Care este colaborarea cu colegii voștri din Sighetul Marmației, spre exemplu? Pentru că știu că și acolo există o filială, dacă pot să spun așa. Da, într-adevăr și în Sighet există un club Rotaract, Rotaract Sighet, cu care ne înțelegem foarte bine. Practic, de când ne-am înființat noi până în momentul de față, am ținut mereu legătura și suntem la curent cu proiectele pe care fiecare le desfășoară. Dar se desfășoară acest proiect și în Sighet sau este doar acest vostru? Proiect urmează să se desfășoare și în Sighet, pentru că pot să anunț cu mândrie, proiectul nostru Donează Sânge Salvează Vieți va fi susținut de mai multe cluburi Rotaract din țară. Așadar, și cei de la Sighet vor încerca să facă demersuri pentru a susține și ei și nu numai să susțină, cât și să facă ceva în privința donării de sânge. Să înțeleg că este un proiect care s-a născut aici, în Baia Mare, în cadrul Rotaract Baia Mare. Da, s-a născut la ideea noastră, la dorința noastră de a face o schimbare în societate. Sigur, Rotaract Team a venit cu ideea, noi am început demersurile acum 4 ani, iar în scurt timp sperăm să se vadă rodul a ceea ce am muncit în toți acești ani și să vedem mai multe cluburi Rotaract din țară și mai multe organizații care pun sufletul și care se iau mână cu mână pentru scopul acesta, pentru că este un scop măreț. Îți aduce aminte cum a fost în primul an când ați lansat această campanie, care a fost reacția semenilor? Da, în primul an a fost foarte interesant, pentru că abia atunci începeam și noi să conștientizăm această nevoie, să vă zic sincer. Și atunci am fost și eu prima dată la donat, pentru că am avut o frică foarte, foarte mare de ACE, cum probabil multă, multă lume are și, sinceră să fiu, nu ar trebui. Pentru că odată ce ajungi acolo cu ideea și cu gândul că de fapt ajuți pe cineva care are foarte, foarte multă nevoie de asta, frica îți dispare sau cel puțin trece pe locul 2. Așadar, în primul rând, cum spuneam, am fost noi la donat, așa am început, apoi am încercat să ne convingem prietenii, familia. Și am avut inclusiv perioade când am stat cu un banner imens, Donează Sânge, Salvează Vieți, de aproximativ 2 metri și ceva către 3 metri, în sensurile giratorii din Baia Mare. Pentru ca lumea să vadă că se întâmplă ceva, să înțeleagă că cineva își dorește o schimbare și să știți că la momentul respectiv am primit un feedback foarte pozitiv. Lumea ne saluta de prin mașini, ne făceau semne în sensul că e ok, ne aplaudau și toată lumea era așa șocată că sunt oameni care stau în sensul giratoriu cu un banner. Bineînțeles, în urma primului an am decis că trebuie să mai facem ceva și am venit cu ideea de a crea un bal caritabil despre care am mai vorbit cu voi, Balul Inimilor, care a avut loc, are loc în fiecare an, în luna februarie. Anul acesta, în luna februarie, a avut loc cea de-a treia ediție a Balului Inimilor și sperăm că în continuare vom reuși să facem acest proiect, care este un proiect ce intră în cadrul campaniei Donează Sânge, Salvează Vieți. El vine ca ajutor. Este un susținător al acestei campanii, pentru că prin Balul Inimilor noi ne dorim să strângem fonduri în fiecare an pentru Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș. Este un eveniment caritabil marcant în județul Maramureș. Câte fonduri s-au strâns în acești ani și cum le-ați utilizat? În urma primului bal, de acum 3 ani de zile, s-au strâns suficiente fonduri pentru a reabilita două grupuri sanitare din cadrul centrului de transfuzie. A fost primele investiții pe care le-ați făcut la acest centru. Exact. Absolut toți banii care s-au strâns au fost redirecționați către muncă în folosul centrului de transfuzie și nu numai, pentru
confortabilitatea donatorului, pentru confortul donatorului s-au făcut aceste lucruri, pentru că era nevoie, pur și simplu, chiar era nevoie, vă zic cu mâna pe inimă, iar centrul în sine a necesitat de o modernizare, de un refresh. În urma balului de acum 2 ani, în urma celei de-a doua ediții, s-au strâns tot așa suficienți bani încât noi ne-am redirecționat absolut toate fondurile înspre centrul de transfuzie din nou, dar înspre ceea ce numim noi turul donatorului. Ce înseamnă turul donatorului? Este efectiv punctul de intrare în centrul de transfuzie până la ieșire. Este un circuit, circuitul donatorului, din holul mare, din holul principal, înspre holul de așteptare înainte de camera de donare, unde se face și, practic, prezența persoanelor și se face și partea de inspecție medicală, ca să zic așa, înainte de donare. Apoi am intervenit puțin și asupra camerei de donare și, bineînțeles, în ultima parte, în zona de relaxare. Am ajutat pe lângă dulapuri foarte mari pentru depozitare, geci, gentuțe și așa mai departe. Am făcut birouri inclusiv pentru angajați ca să-i stimulăm și pe ei și am pictat pereții ca să dăm o notă mai veselă acestui centru și pe lângă pictat, evident, i-am zugrăvit, am intervenit inclusiv la țevi, am pictat gardul, deci a fost o muncă foarte, foarte mare pe care am reușit-o datorită împreună, toți colegii, deci acesta este meritul colegilor mei și meritul colaboratorilor noștri care ne-au ajutat. Și nu v-ați oprit la aceste investiții? Nu ne-am oprit la aceste investiții. Cum spuneam, anul acesta, în luna februarie, a avut loc cea de-a treia ediție a Balului Inimilor, unde am strâns fonduri pentru două scopuri. Practic, unul dintre ele reprezentând achiziționarea unui scaun performant, un scaun de afereză, care nu știu câtă lume cunoaște acest termen de afereză, dar este o donare puțin mai specială, care durează aproximativ o oră, ceea ce înseamnă că procedeul este mai îndelungat decât un procedeu normal, așadar necesită un scaun cât mai comod. Este un procedeu prin care se extrag anumite esențe și particularități din sânge pentru a se transmite mai departe într-o mașinărie care să le schimbe proprietățile și să le dea mai departe celor care chiar asta au nevoie, de afereză mai departe. Este un procedeu mai complex, mai complicat, care, bineînțeles, poate să le explice cineva care chiar cunoaște aceste lucruri mult mai bine. Avem un coleg, Ionuț Ahrițculesei, care este și el la pompieri pe Smurd, care merge și donează afereză absolut constant și tot timpul îi se aduce aminte și îi se spune și este rugat să mai facă rost de oameni care să doneze afereză, să meargă la acest procedeu, pentru că nu prea sunt. Și este trist, pentru că, din păcate, sunt foarte mulți oameni care sunt afectați de lucrul acesta, de nevoința oamenilor de a-și ajuta aproapele. Revenind la Balul Inimilor, al doilea scop este acela de a realiza un website pentru Centrul de Transfuzii Sanguine, Maramureș, un website care să cuprindă absolut toate beneficiile donării de sânge, pentru că, dacă nu știați, există foarte multe beneficii dacă mergeți la donat, pe lângă acele etichete de masă, și sperăm din suflet ca oamenii să nu meargă la donat doar pentru etichetele de masă, acelea sunt doar un bonus. Dar face bine la sănătate, pentru că ți se curăță sângele, organismul are parte de puțin aer și poate să se regenereze mai bine. Pe lângă astea, evident, există o serie îndelungată de beneficii pe care noi dorim să le expunem pe acel website. Dorim să prezentăm echipa centrului de transfuzii pentru a da încredere, pentru a arăta transparență mai departe.
dorim să prezentăm absolut tot ce se poate prezenta pentru ca în momentul în care donatorul intră în centru să aibă senzația că intră într-un loc cunoscut, într-un loc care este prietenos și care este acolo ca să-l ajute atât pe el cât și pe alții. Dar din păcate mulți nu pot să treacă de acea frică pe care o au. Da, este adevărat. Frica aceea, cum spuneam, poate sau nu să țină loc, să ajungă pe locul 1 sau pe locul 2. Cum spuneam și cum am discutat și eu cu alte persoane care au această frică, ea depinde foarte mult de voința omului. Pentru că dacă omul reușește să pună pe primul loc între ajutorarea și ideea că cineva are nevoie mare și nevoie reală de sânge, atunci de ce să-ți mai fie frică? Sunt atâția oameni care donează și nu au pățit nimic. Nu cred că o frică de ac care se simte atât de vag încât uneori poate o pișcătură de țânțar se simte mai tare, ar putea sta în calea întrajutorării. Este foarte frumos să ajuți pe cineva și îl consider un gest măreț acesta de a dona sânge, pentru că ce poate fi mai minunat de a ajuta pe cineva din sângele tău. Cum colaborați cu centrul de transfuzii? În momentul de față colaborăm foarte bine. Încercăm tot timpul să îi ajutăm cu tot ce putem. Bineînțeles, suntem un grup de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care acum ne dăm seama fiecare cum stau lucrurile în viață, ce facem pe plan personal și profesional, dar atâta timp cât ne permite timpul și avem voință, noi încercăm să discutăm tot timpul cu centrul de transfuzii, cu doamna director Melania Dascălu, vorbim foarte des la telefon, inclusiv ea a fost prezentă la semnarea protocolului de la prefectură împreună cu doamna Sorina Pintea de la spital și vor urma niște discuții la o masă rotundă împreună cu dânsele și cu probabil și cu domnul prefect și probabil și cu domnul inspector șef colonel de la ISU. Dacă ajungem până atunci la semnarea protocolului și cu jandarmeria, atunci implicit și cu domnul inspector șef de la jandarmerie, ne dorim să facem această masă rotundă în care să discutăm despre donarea de sânge și despre cum putem să ne unim împreună forțele pentru o cauză măreață. Nu luați în calcul să încheiați astfel de protocoale de colaborare și cu spitalele din județ, pentru că avem spitale nu doar în Baia Mare. Știm, am început toate demersurile pentru a ne dezvolta la nivel local, pentru a prinde experiență, dar noi așa și vizualizăm această campanie pe viitor. Ne dorim o campanie atât în întregul Maramureș, cât în toată țara. Mai ales dorim să influențăm drastic, dacă am putea, într-un sens pozitiv, acele statistici îngrijorătoare. Dar aveți astfel de statistici? Puteți să ne dați niște cifre? Da, în momentul de față, după cum spuneam la început, din păcate în România, populația care donează este sub 2%. Cu toate astea, această cifră, această statistică este destul de veche și a fost făcută de Comisia Europeană în urmă cu câțiva ani și ne-am dorit foarte tare să se facă mai multe statistici de genul, care nu este obligatoriu și neapărat să fie făcute de Comisia Europeană, pentru că și noi ar trebui să fim în stare și să facem aceste lucruri publice și transparente și să transmitem mai departe statisticile de genul. Bineînțeles, din acești 2% care donează. Și aici vreau să mă refer, să trec puțin și să mă refer mai mult la partea de județul nostru, de Maramureș. Vreau să vă spun că din toți donatorii, în 2016 s-au înregistrat ca statistici, am aflat că aproximativ 33% din donatori sunt femei și peste 66% sunt bărbați. O statistică destul de interesantă, aș putea să spun. Da, dar asta face parte doar din cei care merg la donat.
Și cu această replică aș dori foarte mult să mulțumesc din suflet persoanelor care merg la donat, care vor să ajute oamenii de lângă ei, care fac acte de întrajutorare. Consider și considerăm toată echipa că doar așa se poate ajunge la o dezvoltare pozitivă în comunitate, încercând să ajutăm mai departe pe cel de lângă noi. Și mulțumesc încă o dată din suflet tuturor persoanelor care au donat sânge. În opinia ta, această campanie și-a atins cât de cât obiectivele în cei 4 ani? Este foarte greu de răspuns la această întrebare, pentru că viziunea noastră este atât de mare încât noi știm cu siguranță că mai avem de făcut foarte, foarte mult pași înspre a ne atinge chiar toate obiectivele. Dar da, este momentul în care după acești 4 ani pot să zic sincer și optimist că în sfârșit lucrurile, roadele încep să se vadă și lucrurile încep să se așeze într-un mod care să ne ducă spre dezvoltare și să ne ducă spre scopul cel mare și acela de a crește numărul donatorilor. Evelin, eu îți mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea astăzi. Eu îți mulțumesc, doresc să vă urez tuturor sărbători fericite, să aveți o săptămână binecuvântată și să mergeți la donat cât mai des ca să cunoașteți, de fapt, bucuria donării. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu partea a doua a emisiunii. Vino la showroom-ul Merlin Auto. Noul tău dealer autorizat Skoda din Baia Mare te așteaptă cu o mulțime de oferte promoționale, precum și întreaga gamă de modele Skoda disponibile în showroom și pentru test drive. Oferim servicii complete pe parte de servicii, întreținere, piese și accesorii originale Skoda. Vă așteptăm la showroom-ul nostru din strada Dura numărul 1A, la ieșirea din Baia Mare către Satu Mare. Vino la Merlin Auto, dealer Skoda. Practic electrocasnice. Practic tot ce ai nevoie. Situat în complexul comercial din centrul orașului, magazinul Practic Electrocasnice vă întâmpină cu cea mai variată gamă de produse electrocasnice din oraș. Combina frigorifică Arctic la 799,99 lei. Mașină de spălat Studio Casa la 799,99 lei cu un produs electrocasnic vechi la schimb. Aspirator fără sac Samsung la 249,99 lei. Oferim transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate. Practic electrocasnice. Practic pentru toți. Strada Bogdan Vodă, numărul 13A, în complexul comercial. Pentru orice eveniment important din viața ta, notează această pensiune. Pensiunea Dolly. Într-o nouă ambianță și cu un stil elegant, cu o capacitate de 400 de locuri, pensiunea Dolly vă așteaptă cu meniuri pentru toate gusturile și cu prețuri începând de la 90 de lei per meniu. Oferim organizatorilor posibilitatea alegerii meniurilor, fie pentru nunți, botezuri, fie pentru evenimente private. Primele 10 rezervări din acest an beneficiază de reduceri substanțiale de preț. Ai notat? Pensiunea Dolly, la ieșirea din Sighet spre Satu Mare. Nou, elegant și accesibil tuturor. Telefon 0754 948 444. Casa Verde, depozitul unde casa ta prinde viață. Comercializăm la cele mai bune prețuri materiale de construcții, de finisaj interior și exterior, instalații termice și sanitare, vopsele, lacuri, scule și unelte. Vino în showroom-ul de pe strada Gheorghe Șincai, numărul 35. Te întâmpină o echipă profesionistă care îți stă la dispoziție pentru ca tu să-ți alegi cele mai bune materiale pentru construcția ta. Vindem cu plata în rate avantajoase direct din magazin și asigurăm transportul la domiciliu. Oferim bonusuri suplimentare în funcție de valoarea achizițiilor. Casa Verde e pentru casa ta. La Casa Verde găsești capete de stoc la gresie și faianță, cu prețuri de la 16 lei metru pătrat.
Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Specialiștii din cadrul ISU Maramureș împreună cu reprezentanții ai primăriei Baia Mare au verificat astăzi până la ora 15 sirenele din municipiul Baia Mare. Aceste verificări se fac în contextul declanșării exercițiului de săptămâna viitoare din perioada 18-21 aprilie, când în localitățile din țară va fi declanșat mecanismul de înștiințare a autorităților privind iminența producerii unor evenimente deosebite și vor fi acționate echipamentele dedicate de avertizare ori de alarmare a populației din zone posibil a fi afectate de dezastre prin intermediul acestor semnale acustice. Dacă ne putem deschide. Sumim! Se folosește să fie funcțional electric, dar se acționează cu butonul local. Astăzi, specialiști din cadrul ISU Maramureș și împreună cu reprezentanța ai primăriei Baia Mare au testat modul de funcționare al sirenelor din municipiul Baia Mare. Toate acestea se întâmplă în contextul declanșării săptămâna viitoare, în perioada 18-21 aprilie, a Exercițiului Național de Protecție Civilă. Așa că săptămâna viitoare, în perioada amintită, vor suna sirenele în orașul Baia Mare, în județul Maramureș, de fapt. Îi îndemnăm pe cetățeni să fie calmi, nu trebuie să facă absolut nimic decât să-și păstreze calmul. Spuneți-mi de ce sunt necesare aceste exerciții în condițiile în care au loc destul de rar și populația mai puțin este familiarizată cu aceste sirene până la urmă. Da, într-adevăr, populația nu este foarte familiarizată, tocmai de aceea se fac aceste exerciții. Sunt foarte importante pentru că oamenii trebuie să știe, să ia cunoștință cu ele și să știe ce să facă în aceste momente. De această dată vor auzi 5 sunete, fiecare de câte 16 secunde, dar în momentul în care se va întâmpla un dezastru, ei vor fi informați asupra lucrurilor și măsurilor pe care trebuie să le ia. Angajații Urbis vor primi în plus la salariu cu 250 de lei. Asta a fost aprobat în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local Baia Mare. Vă invită și pe dumneavoastră să urmăriți o parte din discuțiile pe acest subiect. Numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ca în 2017 pentru 10 Urbis S.A. Pentru cei care n-au participat la discuție, aș vrea să vă spun că și așa au avut discuții multe pe marginea acestui buget și până la urmă astăzi la 10:30 Comisia de Buget Finanță s-a întâlnit și din discuțiile avute cu cei de la Urbis s-a ajuns la o formă finală de buget. Dacă cineva dorește să ia cuvântul, dacă cineva dorește să pe marginea acestui buget, vă rog. Referitor la Urbis, m-am rugat să ne prezentați foarte pe scurt ce au decis
pichetele de masă au rămas în bugetul, cel de sporul s-au păstrat, pichetele de masă au rămas în bugetul Urbisului, la valoarea de 15 lei per tichet per salariat. Și mai există o sumă de 280.000 de lei pe care Urbisul trebuie să o plătească număr angajați care au câștigat în instanțe niște sume din anii anteriori, tot dreptul de natură salarială. În aceste condiții, față de subvenția anului precedent, adică subvenția anului 2016, subvenția pentru anul 2017 va suporta o creștere de 9%, adică va fi cu 1.051.000 de lei mai mare. În condițiile în care investiții nu vor fi alocate de la bugetul local, deci din alocații bugetare Urbisul nu va avea investiții, va avea doar investiții din venituri proprii, și cu aceste drepturi salariale de care vă povesteam, cheltuielile cu bunuri și servicii suportând o majorare de 3%. Vă rog, domnule. Să spuneți care sunt aceste investiții din venituri proprii sau cineva de la Urbis, poate poate să mai spună care... Domnul director, e vorba de la Urbis, vă rog. La punctul de investiții avem 50 de ani de pouri cu depozite de valoare de 60.000, reabilitare instalației de gaz în valoare de 50.000 de lei, reabilitare sediul administrativ a societății 250.000 de lei, reabilitare instalației de canalizare de gaz de 50.000 de lei și înlocuit întrebările de termopat în valoare de 40.000 de lei. Deci totalul investițiilor pe care putem să facem este de 459.000 de lei. Deci sunt niște investiții lucrări care trebuie să le facem obligatoriu în urmă de zi. Aș vrea să fac precizarea pentru colegii care nu au participat la discuțiile cu Urbis că dar acea comisie care este abilitată să facă verificările de rigoare acolo, o să ne informeze în permanență despre situația care se derulează acolo în următoarele 6-8 luni de zile vis-a-vis de buget și tot ce ține de Urbis. Vă rog, doamna director. În subvenția care a zis-o aici de 12 milioane, parcă, nu sunt cuprinse subvențiile care se plătesc pentru abonamente pentru pensionari și elevi. Nu sunt cuprinse. Deci subvenția totală pentru ei va fi undeva la 18 milioane. Care se va da la dacă permiteți, subvenția este o diferență dintre veniturile societății care se realizează din exploatare și cheltuielile societății. Asta este subvenția pe care o suportă municipiul. Pe de altă parte, acele facilități la care dumneavoastră vă referiți sunt cuantificate pentru toate categoriile de personal pe care primesc aceste facilități la 4.700.000. Acele facilități sunt incluse și vor fi achitate din bugetul Serviciului Public de Asistență Socială. Și se regăsesc în acest buget la transferul conform prevederilor legale în vigoare, dacă vă uitați, la punctul B, A sunt subvențiile și B sunt transferurile conform prevederilor legale în vigoare. Plăcere. Vă mulțumesc. Legat de situația de la Urbis, mai colegi, cred că ar trebui să avem în discuție un alt aspect, și anume salariul care îl primesc șoferii de autobuz. Cred eu că aceștia ar trebui să aibă un salar mult mai mare decât au astăzi, pentru că au în responsabilitatea lor niște persoane. Eu mă gândesc când un autobuz plin cu oameni urcă în Firiza pe o stradă care poate este zăvezită sau nu este perfect curățată, trebuie să fie o persoană responsabilă. De aceea cred eu că șoferii și mecanicii de la garaje trebuie să aibă prioritate în Domnul colegi,
primar, dacă vreți să explic. O secundă, un șofer ajunge acum la 3500 de lei. Deci eu în ce seară mi se pare că ceea ce nu este nici foarte mult, ceea ce discutam eu este legat de faptul că am cerut să se facă o analiză a situației de la Urbis, să vedem unde putem să intervenim, eventual să schimbăm organigrama, poate în test, ascund prea mulți oameni, nu știu. Trebuie să analizăm situația de acolo și să dăm prioritate șoferilor. A trebuit să ai grijă de colegii care se ocupă acolo, nu se va de seama de asta. Vă rog mult de la raport. Iar raport am rugămintea să nu interveniți fără să vedeți pozițiunea. Vă rog mult de tot. Permiteți-mi să termin. Ședința mai discutat și este tot legat de Urbis, traseele către Ferneziu Firiza, unde între orele 11 și 15 se călătorește astăzi în condiții umane, din ceea ce mi-au relatat cetățenii care au venit la audiență. Eu cred că ar trebui să echilibrăm puțin situația, sigur autobusele nu sunt taxiuri, dar nici să avem în unele zone autobuse la 5 și 6 minute și în alte zone să avem autobuse la o jumătate oră sau chiar la oră. În situația de la Măgura, am spus-o și într-o altă ședință, unde în weekend oamenii aceia nu beneficiază nici măcar de acel mic autobuz care aveau până acum. I-a fost total eliminat. Vă mulțumesc! Domnul Iarnicescu, de curs, să rugămintea domnul. Am participat la ședințele Consiliului de Administrație, de curs și la întâlnirile sindicatele de această discuție și concluzia a fost chiar asta, la bugetul actual, plin de ridicări și major salariale, cred că unul dintre cele mai importante, fiind important pentru noi să ne protejăm persoanele care deservesc în interes public celor transporturi. Deci chiar asta a făcut. În altă ordine de idei, o singură problemă pentru mine este foarte importantă, dacă această asociație de dezvoltare metropolitană mai are sau nu are oportunitatea de a funcționa pentru Baia Mare. Și o să spun de ce. Baia Mare suportă din bugetul propriu și din banii băimului, din orice cheltuieli care sunt ocazionate de către administrațiile publice locale învecinate de Baia Mare. Și nu se pare corect. Nu mi se pare corect ca băimăreanul din banul lui să plătească cheltuieli pe care le face Teoții Măgăreuși. Cred că fiecare dintre localitățile implicate în această asociație ar trebui să suportă. Și nu cred că nici Dumnezeu, nici Teoții nu au bani suficienți să-și achite datorile față de asociație. Dacă aceste entități și-ar copii datorile, noi am apoi rezolvat cu Urbisul, iar tot ce înseamnă cheltuieli pe care noi le suportăm s-ar închide într-un mod onorabil. Eu zic că varianta 1 ar fi ori retragerea noastră din asociație sau teorii, obligarea entităților care au rămas datoare față de asociație și-ar fi datoriile și asta cât mai repede posibil. Dacă o să îmi permit și dacă va fi cadrul corect determinat, eu cred că domnul trece de pe primar în fața Consiliului Local să dea explicații pe acest tema, pentru că este președintele și ar trebui să impună, prin modul în care coordonează această asociație, plata datorilor de către entitățile datoare. Vă mulțumesc. Vreau să fac completarea că ieri am făcut propunerea, după această fază de negocieri cu Urbisul, să ne întâlnim cu cei din zona metropolitană, cu toți primarii de comune, să-i chemăm, să purtăm o discuție cu dumneavoastră. Dacă sunt de acord să-și practice obligația de față de urbiție, bine, nu știu până unde poate merge obligarea dumneavoastră. Au fost prezenți la primărie și o parte dintre angajații acestei societăți, probabil conducător autor, probabil alte funcții. Vreau să vă asigur că discuțiile pe buget în Comisia de Buget Finanțe s-au desfășurat fără presiunea din partea sindicaliștilor. Prezența dânșilor a fost speculată de unii sau de alții, probabil că dânșii au vrut să aibă asigurări vis-a-vis de o serie de elemente. Vreau să vă spun că nu am influențat deciziile Comisiei de Buget Finanțe. În altă ordine de idei, salariul de bază care urmește în care conducătorul oferă office, este în joc 1600 de lei. Salariile sunt mici, ei mai au o serie de plusuri salariale pentru ore suplimentare și alte vedere la acest gen. Am considerat că o creștere cu 250 de lei la salariu este una de foarte de decentă, astfel încât personalul care funcționează în această instituție, societate, să se declare motivat pentru ceea ce face. În altă ordine de idei, Comisia Urbis, formată din consilieri locali, își continuă activitatea, au identificat o serie de aspecte care comportă îmbunătățiri majore și ne punem, exprimăm speranța
Și acest plus de 9% la bugetul pentru anul 2017 aceste societăți va fi compensat de o revedere alte paliere identificate și cu care, vă rog, colegii noștri, urmează să vină în fața noastră să ne facă o expunere. Vă mulțumesc! Domnul Bragă! Mulțumesc! Aș dori să vă fac câteva precizări legate de societatea Urbis pentru a fi oarecum în cunoștință de cauză în momentul în care veți lua o decizie. Până ca societatea Urbis să ajungă operator regional, așa cum este el definit de legislația în vigoare, operarea din localitățile din jurul Băii Mari era făcut spre Baia Mare de operator privat. Acest lucru era extrem de rău pentru municipiul Baia Mare, deoarece autobuze destul de puțin repetate pentru activitatea de transport în comun tranzitau dintr-o parte în alta a orașului, orașul nostru, îngreunând stațiile de autobuz, îngreunând circulația. Legislația actuală a permis crearea operatorului regional, respectiv, printr-o înțelegere cu cei de la Consiliul Județean, a stabilit ca localitățile din jurul Băii Mari să fie operate de către societatea Urbis. Prin asta am disciplinat transportul în zona periurban orașului Baia Mare și, în al doilea rând, poate mai important, am transformat societatea Urbis într-un operator regional, condiție absolut obligatorie pentru ca să putem atrage fonduri europene pentru transportul în comun. Nu se pot accesa fonduri europene dacă serviciul public respectiv, fie că vorbim de apă, canal, de iată transport în comun, nu este operat de către un operator regional. Apariția unui operator regional presupune automat și apariția unei asociații de dezvoltare intercomunitară. Mai eu nu vreau să vă spun că asociația funcționează bine sau rău, fiecare dintre dumneavoastră știți care sunt bunele și relele, dar nu putem să ne retragem de această asociație fără riscul de a elimina absolut orice proiecte pe componenta de transport în comun. Poate că este necesară analiza asociației, poate că lucrurile acolo nu merg așa cum ne-am dorit, sunt convins că trebuie să aveți o discuție cu directorul executiv al acestei asociații, dar ea în final trebuie să rămână și să funcționeze, bineînțeles, mai bine. Referitor la cheltuielile pe care municipiul Baia Mare le face pentru zona metropolitană, eu vreau să fiu sincer cu dumneavoastră să nu spun că nu avem și niște cheltuieli, dar ele sunt indirecte. Fiecare unitate administrativ-teritorială suportă costul serviciului de exploatare de rază localității respective. Adică, Baia Mare suportă doar diferența pe care o spunea colega mea dintre cheltuieli și venituri aferente operării pe municipiul Baia Mare. Pentru zona metropolitană, similar cu municipiul Baia Mare, s-a decis ca toate rutele, unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune, să fie tratate similar cu cele din municipiul Baia Mare. Adică plusul de pe linia 4 și de pe linia 50, să spunem, acoperă diferențele de pe linia 3 pe 11 sau pe Fernicu Finița. Ei, la fel și zona metropolitană, linia 8 sau anumite linii care merg către Băia Tărecea în momentul de față, sau Broș, acoperă pierderile de pe Tăuț Măghernuș sau chiar și Dumbrăvița. Ar fi ideal, eu sunt de acord, ca să punem localitățile unde cheltuielile de operare sunt mai mari decât veniturile, să plătească. Ar fi ideal. Dar acest lucru nu ar duce decât la o creștere a profitului societății Urbis, fără a fi circuitul financiar de pe Baia Mare afectat. Deci sunt lucruri oarecum gestionate separat. Municipiul Baia Mare susține zona metropolitană exclusiv prin mijloacele de transport. Mijloacele de transport pe care le-a achiziționat de-a lungul anilor municipiul Baia Mare direct sau indirect prin intermediul societății Urbis. Atât. În rest, ei își acoperă, în special de pe linia 8, pierderile de pe celelalte rute. Și, în final, referitor la creșterile de salarii, eu sunt de acord că în isteria asta cu creșterea de salarii, trebuie și cei de la Urbis să-și alinieze salariile. Dar, cred că ar fi trebuit impus ca această creștere să se facă în limita plafonului existent. Adică, creștem acolo unde este necesar să creștem, dar scădem sau dăm afară din zona TESA unde, în opinia mea, sunt prea multe persoane. În momentul de față, noi avem acoperit abia 60% din subvenția
care au luat cuvântul pe tema Urbis. Pentru că niciun membru al Comisiei Urbis nu a spus nimic până acum, deoarece a fost întâlnit de o lună jumătate de ori. S-au tras niște concluzii, chiar și eu am depus anumite păreri în scris. Nu găsesc momentan potrivit a lua părți din situația existentă, constatată și dezvoltate într-un mod fiecare pasionat după cum consideră de cuvință. Ar fi normal, părerea mea, și este, cred că, deschisă comisia, să vină și să participe absolut cine dorește la aceste discuții. Pentru că acolo au venit până acum zeci și zeci de documente. Sunt foarte multe lucruri care au fost observate și există hârtii. Unele hârtii confirmă ce s-a spus aici, unele hârtii nu confirmă. De aceea nu știu dacă este aceasta calea cea mai bună înainte de a finaliza complet, și nu se poate finaliza o asemenea situație, neclarificată poate de ani de zile, într-o lună urmată sau două, în trei întâlniri sau în patru întâlniri. Eu cred că constructiv ar fi să vină să participe cine dorește, să vadă ce s-a discutat, să completăm și să nu ne oprim în mijlocul analizei și să începem să luăm bucățele din analiză și să le discutăm mai mult sau mai puțin bazat pe document. De aceea, cred că o discuție așa cum încercăm să facem astăzi ar trebui făcută puțin mai încolo, în momentul în care sunt, să zic, în proporție de 90% sau 80% la toate situațiile discutate, analizate, să pot veni și cu propuneri. Eu am discutat și propuneri și variante. E bine că sunt colegi și antevorbitori care susțin aceste lucruri, dar cred că ar trebui întâi să lăsăm să depășim măcar 50% analiză. Mulțumesc! Mulțumesc. Am două întrebări. Prima întrebare este dacă vom putea să avem un raport sau vom primi un raport de la destinații colegi care participă în această comisie Urbis-Acturism. De folos să vedem acest raport, chiar dacă comisia lucrează în continuare, dar spuneți că aveți atât de multe rezultate, puteți să faceți niște rapoarte preliminare și poate așa să intre informați toți colegi din municipiul Baia Mare. Și în al doilea rând, eu susțin în continuare zona metropolitană Baia Mare și nu văd oportună posibilitatea de retragere a băii mari din această zonă metropolitană sau din latura de transport public. Dar în același timp aș dori să pun o întrebare și poate aș primi un răspuns chiar astăzi. Câte proiecte europene avem acum, în momentul de față, pe parcurs, pe zona naturală, pe zona metropolitană, mai ales pe transport? Dacă nu avem foarte puține, ce putem să facem să îmbunătățim? Este foarte bine că creștem bugetul salarial, dar din ce văd indicatele care sunt prezentate, eu nu văd că vom avea o creștere a calității transportului român atât de mai mare, cât și pe toată zona metropolitană. Ne reprezentăm nu doar angajații Urbis, reprezentăm și locuitorii primari și trebuie să găsim soluții să îmbunătățim calitatea transportului mai mare, nu doar calitatea angajaților. Mulțumesc foarte mult! Este vorba de extinderea transportului electric în cartierele Grindiței, Valea Roșie, Săsar, respectiv legătura prin la Seminună, Decebal, Seminună, ieșirea către zona comercială a orașului, achiziția 10 troleibuze, respectiv un management de trafic, sistemul de etichetting și modernizarea stațiilor de autobuz prin montarea monitoare care să dea informații legate apropierea autobuzelor în stația respectivă. Iar pe zona metropolitană discutam cu domnul Paul Pece ca să introduc, să facem o achiziție de autobuze electrice, fiindcă doar acestea sunt eligibile din punct de vedere a finanțării, respectiv o eventuală prelungire a liniei de troleibuz
18 pentru. Domnul Codrică. Cine vine și la ținere? Și la ținere. 20. Cineva n-a votat? 16. Stau cu proiectul trecut. Doamnelor și domnilor, emisiunea Actualitatea Maramedia i-a sfârșit. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți o seară cât mai plăcută în continuare.